Voi invit să deschidem Biblia, Vechiul Testament, în această seară, Cartea lui Daniel, aș dori să citesc din primul capitol, începând cu versetul 8 până la finalul capitolului, Cartea lui Daniel, începând cu versetul 8, unde spune în felul următor Biblia. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famililor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel, Mă tem numai de Domnul meu împăratul care a hotărât, că trebuie să mânca, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât la celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejde înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului căruia îi încredințase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Încearcă pe robii tăi zece zile și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și a celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat zece zile. După cele zece zile erau mai bine la față și mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care erau rânduite și le dădea zarzavatului. Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune și mai ales a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visurile. La vremea hotărâtă de împărat, ca să-i aducă la el, căpetenia famenilor i-a adus înaintea lui Nebucarnețară. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Anania, Mișael și Azaria. De aceea ei au fost primiți în slujba împăratului, în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere despre care îi întreba împăratului, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți străjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul din tâi al împăratului Cir. Amin vă rog să reocupați locurile. Și în această seară spun din toată inima slăvit să fie Domnul. Mă bucur că suntem în casa Domnului, mă bucur că, deși vremea afară nu promitea prea multe, v-ați făcut timp și v-ați jertfit să stăm împreună înaintea Domnului într-un timp de rugăciune, de cântare, de părtășie. Și aș dori să continui în această seară Studiul nostru biblic, care a început săptămâna trecută, joia trecută, mai precis, și așa cum știți cei care ați fost, iar cei care nu știți, e bine să știți că vom vorbi despre ce înseamnă modelarea caracterului. Unul dintre lucrurile pe care le avem ca și deziderat în anul acesta ca biserică și dezideratul principal al Bisericii pe care îl știm, cred eu cu toții, și anume maturizarea și creșterea noastră spirituală. Acesta fiind dezideratul anului, ne vom strădui ca în cadrul acestui obiectiv pe care îl avem ca Biserică să vorbim despre mai multe lucruri. Și am început, cum spuneam, să vorbim despre modelarea caracterului. Săptămâna trecută am vorbit despre cunoașterea lui Dumnezeu. O cunoaștere personală a lui Dumnezeu, care face parte din modul în care Dumnezeu ne modelează caracterul. Și cred că dacă am început cu cunoașterea lui Dumnezeu, care întotdeauna pune baza a tot ceea ce înseamnă relație cu Dumnezeu, în seara aceasta, inspirat de textul din Daniel, aș dori să vă vorbesc despre consacrarea pentru Dumnezeu. Și eu cred, și uitându-ne în scriptură, vom vedea. Că Dumnezeu ne modelează caracterul, începând cu faptul că Îl cunoaștem pe El la un nivel personal, la un nivel relațional, la un nivel direct, dar imediat după cunoașterea lui Dumnezeu la nivel personal, cred că trebuie să facem un pas mai departe și să vorbim despre ce înseamnă consacrare pentru Dumnezeu. Pentru că, deși e foarte bine să-l cunoști pe Dumnezeu și foarte mulți oameni încep bine cunoscându-l pe Dumnezeu, având o relație corectă cu Dumnezeu scripturală, o relație bazată pe o comunicare vie cu Dumnezeu, pe nașterea din nou pe care o face Duhul Sfânt în viața noastră atunci când credem. Din păcate, prea mulți creștini se opresc la cunoașterea lui Dumnezeu fără să mai fie dispuși să facă următorul pas, care este consacrare pentru Dumnezeu. Poate că titlul sună pretențios, denumirea sună pretențios, dar consacrare nu înseamnă decât punere deoparte pentru Dumnezeu. Este sinonim cu a te pune la dispoziția lui Dumnezeu, a te separa de orice. Pentru a fi la dispoziția lui Dumnezeu. Consacrarea începe întotdeauna cu capacitatea de a spune nu la ceea ce știi că este rău și păcat, capacitatea de a refuza, de a te distanța, de a te delimita de tot ceea ce știi tu că nu este o valoare scripturală, nu este o valoare autentică, nu este ceva ce Dumnezeu agrează. Asta înseamnă consacrare, separare, delimitare de tot ceea ce este rău. Și eu cred că creștinul generației noastre și nu doar creștinul generației noastre, cred că fiecare generație a trebuit să învețe ce înseamnă consacrarea sau punerea de o pentru Dumnezeu. Și aș dori în această seară să ne uităm la viața lui Daniel, pentru că Dumnezeu ne cere să ne separăm de tot ce este în jurul nostru, și să ne consacrăm lui. Dumnezeu are această pretenție pentru că Biblia, în mod repetat, dacă veți citi de la prima până la ultima pagină, în Biblie veți găsi în mod explicit dorința lui Dumnezeu ca noi să fim altfel de cum sunt toți ceilalți. Și doresc, dacă am o dorință pentru această generație în care Dumnezeu ne-a dat harul să trăim, este ca omul lui Dumnezeu să aibă curajul, să aibă verticalitatea, să se separe și să fie altfel de cum trăiesc ceilalți din generația Lui. Și aș vrea în această seară, cum spuneam, să vorbim despre Daniel. Sunt multe exemple în scriptură, dar cred că Daniel este exemplul sau unul dintre cele mai bune exemple pe care le putem folosi vis-a-vis -vis de ce înseamnă. Uh, Consacrare. O cunoaștere a lui Dumnezeu personală, directă, bazată pe o relație vie este temelia pe care noi putem construi consacrarea. Să știi că nu te vei pune deoparte pentru Dumnezeu până nu ești gata să te separ de păcat, să te delimitezi de ceea ce este rău. Și acest lucru trebuie să-l faci în mod conștient, în mod voit și în mod intenționat. Separarea noastră de păcat, de rău, de mentalitatea lumii, de mentalitatea care guvernează societatea vremii în care trăim, este un act de voință. Nu se întâmplă aleator, nu se întâmplă din greșeală, nu se întâmplă dacă, eu știu, parcurgi un ritual. Separarea este un act al inimii, o voință a minții, a ființei creștinului, care spune, mă întorc cu spatele spre lucrurile care nu-i sunt pe plac lui Dumnezeu și mă întorc cu fața înspre Dumnezeu. Așadar, Daniel, ce învățăm de la Daniel? Cum ne modelează Dumnezeu caracterul atunci când noi suntem gata să ne consacrăm lui? Haideți să citim primele două versete din textul pe care deja l-am parcurs, și anume versetul 8 și 9, și să o urmărim pentru că aici este o cheie pentru înțelegerea a ceea ce înseamnă consacrare. Zice Biblia, după ce prezintă pe Daniel, care împreună cu mai mulți tineri și mai mulți evrei a ajuns în robia babiloniană, spune Biblia, Daniel și a fost pus în fața unor lucruri despre care vom vorbi. Daniel, asculta hotărârea și delimitarea lui Daniel față de tot ceea ce este rău. Ascultați și zice Biblia, Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor drăgători să nu l silească să se spurce. Și versetul 9, Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor drăgători. Vreau să încep prin a spune, dragii mei, că modelul lui Daniel ne oferă un model perfect pentru noi și anume... Înțeleg de aici căci consacrarea pentru Dumnezeu ne pune la adăpost față de pericolul compromisului. Consacrarea pentru Dumnezeu te pune întotdeauna la adăpost de pericolul compromisului. Ce înseamnă acest lucru? Compromisul, să știți că este dușmanul tăcut al credinței noastre. Compromisul de fapt este dușmanul tăcut al credinței generației noastre și el ia forme foarte, foarte diferite. De fapt, aș putea să spun că, deși există anumite lucruri care reprezintă compromis, aș vrea să vă spun cu subiect și predicat că diavolul are măsura lui pentru fiecare dintre noi. Diavolul știe care este măsura ta și desior croiește un compromis exact pe măsura ta, care ți se potrivește cel mai bine, care reprezintă pentru tine cel mai mare pericol. Dar când ești gata să te consacri lui Dumnezeu, consacrarea pentru Dumnezeu nu doar îți modelează caracterul, ci te pune la dăpost față de pericolul compromisului. Daniel a știut clar să tragă linia între ce putea să facă și ce a decis să nu facă. Atunci când ai dorința să te consacri lui Dumnezeu, consacrarea te păzește de compromis prin faptul că îți dă puterea să tragi linia până unde mergi. Am sentimentul că lumea în care trăim redefinește mereu acest termen al compromisului, societatea devine tot mai permisivă, iar linia care delimitează binele de rău, albul de negru, claritatea de confuzie, dreptatea de nedreptate, devine tot mai ștearsă. Devine tot mai ștearsă și uneori văd că compromisul parcă devine un pilon al însăși existenței societății în care trăim noi. Compromisul pentru noi ca și creștini va trebui să fie o chestiune pe care o avem, să o avem întotdeauna în atenție și împotriva căreia trebuie întotdeauna să ne luptăm. Știți de ce? Daniel a avut ceva prețios la care n-a vrut să renunțe. Noi ca și credincioși avem ceva prețios la care nu avem voie să renunțăm. Și acest lucru prețios este identitatea noastră în Hristos. Cine suntem noi în Hristos ne definește. Pe Daniela la l-a definit identitatea lui de evreu, de om temător de Dumnezeu. Și atunci când a venit vremea ca să îi se prezinte în față, și dacă veți citi întregul context al primului pasaj, al primului capitol din Daniel, veți vedea că împăratul Nebucadnețar a luat dintre cei mai buni, cei mai promițători tineri evrei care ajunseseră în robia babiloniană, i-a ales pe cei mai devază și a încercat să le schimbe nimic altceva decât identitatea. Le-a dat alte nume, le-a propus altă dietă, i-a învățat o altă limbă, toate lucrurile astea însumate înseamnă identitate. Și Daniel a știut să tragă linia și să spună, eu nu sunt gata să-mi compromit Identitatea mea față de Dumnezeu. Ar trebui să luptăm, dragii mei creștini, pentru a ne păstra identitatea noastră ca și copii al lui Dumnezeu. Ar trebui să știm care sunt limitele, și până unde putem să mergem, și care e limita de la care nu mai putem să mergem. Puteți citi textul e foarte interesant. Chiar chiar versetul 8 începe atât de interesant spunând. Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Daniel și prietenii lui, ca și mulți alți iudei, au fost luați din țara lor, de lângă familiile lor, au primit alte nume care reprezentau zeități babiloniene, au primit o altă educație care probabil nu era pe placul lor, totuși nu s-au plâns de nimic din acest lucru, ci ei au hotărât să lupte împotriva compromisului. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți modeleze caracterul, învață că ai nevoie de consacrare și consacrarea te pune la adăpost de compromis. Cum? De ce? Totuși, sună foarte interesant ce a făcut Daniel. Dar întrebarea mea pentru voi în seara aceasta este: De ce se compromit creștinii? De ce ne compromitem valorile noastre? De ce lăsăm să treacă peste noi tăvălugul ideologiei umaniste? De ce lăsăm să treacă peste noi tăvălugul uh, matriței lumii care încearcă să ne strângă în ghearele ei? De ce lăsăm tăvălugul mentalității lumii să ne copleșească în fiecare zi? Pot să vă dau câteva exemple și să ne uităm în Scriptură? În primul rând, ca și creștini ne compromitem atunci când cădem în cursa unui pericol deghizat în binecuvântare. Ați trecut vreodată pe acolo. Când ai ajuns în cursa unui pericol real, dar care e deghizat în binecuvântare. Ascultați-mă, vă rog. Credeți că împăratul mânca rău? Și ce zice Daniel? Nu vrem să mâncăm la masa împăratului. Dați-ne brocoli și uh, morcovi, cruzi și apă de băut. Pe cum, Daniel, nu ți-ar plăcea, ți plăcea să mănânci uh, o friptură, ceva de lux, o băutură scumpă, un desert extravagant? Mă mulțumesc cu legume și cu apă. La o primă vedere, dragii mei, era o binecuvântare fantastică, adică să mănânci la masă cumpăratul sau la masă împăratului, bucatele împăratului, chiar dacă n-ai fi stat efectiv la masă cu împăratul, dar mâncai ce mânca împăratul, asta era dieta preschisă. Așa a venit famenul dregătorilor, căpetenia lor, așpenaz și le-a zis, uite, veți mânca de astăzi ce mănâncă împăratul. Dragii mei creștini, de câte ori n-ați stat în fața cursei unui pericol deghizat în binecuvântare? Îți zice cineva, măi, doar pe ăsta trebuie să le eliminăm din drumul nostru. Și după tu urci în vârf și ești cel mai bun toată chestia aici să le eliminăm pe unul din drumul tău și restul urci. E una dintre marile teste la care foarte, foarte mulți din generația noastră cad. De ce? Pentru că probabil pentru mulți invitația de a mânca ce mânca împăratul ar fi fost cea mai mare binecuvântare. Dragii mei, când te binecuvântează Dumnezeu, și ce zice Biblia mea? Că atunci când Dumnezeu binecuvântează, binecuvântarea lui Dumnezeu nu este însoțită de nicio nenorocire. Poate dă peste tine, ghilimele, ghilimele, binecuvântarea să faci o grămadă de bani dintr-o dată. Și voi știți că banii mulți făcuți dintr-o dată, nu prea, combinația asta nu merge. Știți că au venit la, la Domnul Isus tânărul bogat. Ați citit despre tânărul bogat. Dați-mi voie să vă spun, nu prea poți să fii și tânăr și bogat concomitent. Decât în anumite situații. Ori ai avut o moștenire, mare, ori ai făcut ce nu trebuia. Alte soluții nu prea sunt. Că în general, tinerii nu pot fi concomitent și tineri și bogați, pentru că ceva nu e în regulă. Dacă ești prea tânăr și prea bogat, ori ești geniu, ori ești pe partea al alta gardului. Ori ai moștenit ceva, ori ai făcut ceva reprobabil. Câteodată nu ai sentimentul că te lovește așa o binecuvântare uriașă. Ți se deschide o ușă, nu o ușă, o poartă, o poartă de nu știu câți metri și zici, mă, e prea frumos ca să fie adevărat. Știți că atunci când un lucru e prea frumos ca să fie adevărat, probabil că așa e, e prea frumos ca să fie adevărat. S-a deschis ușa asta mare, dar Daniel a zis, nu mulțumesc. Știți de ce? Pentru că el a înțeles că a mânca la masa împăratului înseamnă compromis. Deși era deghizat într-o binecuvântare. A, sunt multe discuții, de ce nu au mâncat Daniel acolo? Uh, unii teologi spun că mâncarea nu era făcută după standardele evreilor, ceea ce foarte probabil era adevărat. Alții spun că mâncarea era jertfită unor uh, zeități babiloniene. Cel mai probabil foarte adevărat și acest lucru. Dar eu cred că important pentru Daniel a fost. El a știut până unde poate să meargă. Dragii mei, știți ce învăț eu din lecția asta? Uh, și avem fiecare de învățat din lecția aceasta că nu putem să corupem un om din exterior. Dacă tu ai valori. Să sălășluite în interiorul tău, tu nu poți fi corupt din exterior. A încercat nebucarnețar, știți cum a încercat să-i corupă? I-a luat pe acești tineri, pe cei mai buni, pe cei mai frumoși, fără niciun cusur, așa spune Biblia, i-a trecut prin Universitatea Babilonului. Au învățat tot ce învățau babilonienii, au învățat limba babiloniană, au primit haine babiloniene, au primit o educație de tip Babilon, au primit nume de tip Babilon, s-a încercat totul uh, cu ei, dar uh, vreau să vă spun dragii mei, cultura în care trăim poate să ne schimbe. Adică se poate schimba cultura în care trăim, dar caracterul tău nu trebuie să se schimbe. Se poate schimba numele tău, dar nu trebuie să schimbe natura ta, ceea ce ești tu cu adevărat pentru Dumnezeu. Daniel probabil din exterior arăta ca un babilonian, pentru că l-a îmbrăcat cu haine, uh, care se purtau atunci, vorbea limba lor, avea un nume dat de ei, dar în interior, inima lui era aceluiași Dumnezeu cu care plecase în robia babilonienă. Asta înseamnă modelarea caracterului, asta înseamnă când Dumnezeu, prin consacrare, te pune la depoz de pericolul compromisului. Inima lui Daniel a rămas a lui Dumnezeu, chiar dacă hainele, numele, educația, limba, titulatura s-au schimbat toate. Inima a rămas a lui Dumnezeu. Știți că întrebarea cea mare este, unde e inima noastră? Cultura se schimbă, dar nu trebuie să ne schimbe caracterul. Știți ce e trist? Mă uit la o generație de creștini și cultura asta postmodernă ne-a schimbat. Dar vreau să vă spun că ne-a schimbat în rău, nu în bine. Este postmodernismul. Am trecut deja de perioada de modernism, suntem trecuți cu bine. De fapt, spun unii că trăim în post-postmodernism. Ideea nu este în ce trăim ca definiție neapărat, terminologie, ci ne-a schimbat. Cultura lumii în care trăim ne-a schimbat caracterul și asta ne face ineficienți. A, întrebarea este, inima noastră mai e a Domnului, de ce ne compromitem? Vă rog să rețineți, cădem în cursa unui pericol uriaș, deghizat în binecuvântare. Aveți grijă, cultura să nu-și imprime prea mult din ceea ce este ea în noi, pentru că riscăm să credem că o mare binecuvântare se arată la orizont, când de fapt este o cursă. Daniela a tras linia și a zis până aici. M-am îmbrăcat cu hainele voastre, vorbesc limba voastră, mi-ați făcut buletin de Babilon, dar inima mea este a lui Dumnezeu. Cred că înțelegeți ce vreau să vă spun. De ce ne mai compromitem în al doilea rând? Pentru că există presiunea anturajului și dorința de conformism. Aici se produc multe lucruri. A, presiunea anturajului. Fiecare dintre noi avem un anturaj extra bisericesc. Majoritatea timpului îl petrecem în afara bisericii. Și noi știm asta. Vreau să vă întreb, anturajul vostru, câtă presiune pune pe voi ca să vă schimbați identitatea? Colegii tăi de muncă, tu ești singurul pocăit ok la lucru. Toți ceilalți sunt altfel. Și o presiune. Și te compromiți pentru că presiunea la un moment dat te face să cedezi. Vă pun o întrebare onestă. Gândiți-vă împreună cum e. Credeți că Daniel, când o zis eu sunt altfel decât voi, a fost aclamat, nu? O zis ăștia din Babilon, mă, ce idee grozavă. Uite, s-au găsit unul și mai are trei prieteni și ăștia vor să fie altfel decât noi toți ceilalți. Știți că presiunea anturajului și dorința noastră de a fi acceptați Dorința noastră de a ne conforma modelului ne duce la compromis. Trebuie să te îmbraci cu hainele cu care se îmbracă toți ceilalți, nu? Nu mă înțelegeți greșit. Vă rog frumos să luați cu o doză de sare și piper, ceea ce spun eu. Dar te conformezi, nutei. Tu, ca și tânără, te îmbraci și arată. Areți în hainele tale ca făina în sac. Dar asta e moda. Nu mă înțelegeți greșit, repet. Nu vă predic Evanghelia textilă. Conformismul și presiunea anturajului. Tu ești singurul tânăr din clasă care nu are prietenă. La 14 ani, 15 ani. Presiunea e mare. Toți se întreabă, toți au prietenă, numai tu n-ai. Ce... De ce tu n-ai prietenă? Următoarea întrebare e ce să faci cu o prietenă la 15 ani? De căsătorii nu te poți căsători? Trebuie să cazi un păcat? Să te compromiți? Presiunea anturajului, la locul tău de muncă, toți mai fură câte ceva, nu? Dar tu ești presat. Și asta, și asta, și asta, întinde mâna. Ea poate termenul e prea dur, iertați-mă, poate e prea dur termenul. Dar sunt multe feluri în care te poți compromite. Se pare că tu ești singurul. Și ce place de Daniel? Daniel a zis, trag linia, nu mă compromit. Presiunea anturajului, indiscutabil. Cum credeți că s-au uitat la universitatea, cei de la universitatea din Babilon, îi zic așa generic, nu știu cum se numea școala lor, unde o studia Daniel. Cum credeți că s-au uitat la Daniel și au zis, "Băi, ăsta, evreu, ăsta, ăsta, trebuie să fie mai diferit ca noi. Cum credeți că în societatea babiloniană s-a comportat el? Credeți că nu a fost presiune? el a știut unde să tragă linia. Ne, com ne compromitem unul pentru că de multe ori binecuvântările false sunt deghizate. Lucrurile periculoase sunt deghizate într-o binecuvântare falsă. Ne compromitem pentru că presiunea anturajului ne face să cedăm. Și într-o zi voi ceda, dragul meu frate, dacă nu ai grijă dacă nu ai grijă să-ți identitatea. Și ne mai compromitem dintr-un motiv. Uh, vă rog să nu uitați că păcatul rămâne păcat indiferent de câți oameni îl fac, iar uh, sfințenia rămâne tot sfințenie, chiar dacă nimeni nu o face. Da? Uh, ne mai compromitem dintr-un motiv. Nu doar că simțim presiunea anturajului și vrem să ne conformăm, dar ne pierdem și popularitatea uneori și ne temem de respingere. Și poate este unul din motivele pentru care tinerii noștri cedează compromisului. Pentru că ne pierdem popularitatea și simțim noi că ne pierdem identitatea, zicem noi, că nu mai suntem populari. Te duci la școală și sunt grupuri, grupuri, grupuri și tu nu faci parte din niciun grup. La locul tău de muncă sunt grupuri, grupuri, grupuri și cumva tu rămâi pe lângă, toate grupurile. Și dintr-o dată, nu neapărat că vrei tu neapărat să fii popular, da? Dintr-o dată nu te mai vrea nimeni. Și dintr-o dată simți teama aia de respingere. Știți că versetul 9 zice ceva extraordinar aici. După ce Daniel o zis, nu mă spurg versetul 9 spune, Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor drăgători. Mă gândesc că înainte ca Dumnezeu să-i dea trecere, nu a avut trecere. E logic să gândim așa, nu? Dumnezeu, știți care e partea frumoasă? Dumnezeu intră în scenă după ce Daniel decide să nu se spurce. Și ce îmi zice mie asta? Când rămâi ferm, vertical, chiar dacă îți pierzi popularitatea, Dumnezeu te binecuvântează. Hai să spun altfel. Dacă nu trăiești pentru Dumnezeu, s-ar putea să nu fii gata pentru binecuvântările lui Dumnezeu. Lumea și sistemul ei corupt va încerca sistematic să-ți spele creierul. Cultura nouă, limbajul nou, gândirea nouă, educația nouă, s-a întâmplat și lui Daniel și prietenilor săi. Au trecut de atunci 25 de secole. Dar nu s-o schimba prea mult. Lumea încă încearcă să ne ia moștinirea noastră spirituală și tinerii sunt cei mai expuși în generația noastră la așa ceva. Mi se propun promovări la locul de muncă, da? Cine nu vrea o promovare la locul de muncă? Dar uneori costul acelei promovări înseamnă că nu mai ești acasă. Înseamnă că nu mai ai timp de familie. Te rupe de comunitatea bisericii. Tu ești la lucru. Tu ești manager ești. Iertați-mă cei care sunteți manageri. E da, doar m-am gândit la titlul ăsta. Ești un om important. Ni se dau ocazii să învățăm multe. Facultăți, master, doctorat. Și cumva ideologia aia anti-Dumnezeu este inoculată zilnic în mentalitatea noastră. E o luptă la nivelul minții. Unii dintre noi o pierdem pentru că nici nu știm că suntem în luptă. O pierdem Alții se lasă purtați de val și se miră apoi că vorbesc ca cei din Babilon, că se îmbracă ca cei din Babilon, că se poartă ca cei din Babilon. Aș vrea să înțelegeți un prim lucru pe care îl învățăm de la Daniel. Consacrarea te va pune la dăpost de pericolul compromisului. N-ați vrea să ne consacrăm lui Dumnezeu, să știm să tragem linia. Știu că linia e tot mai încețoșată și se vede tot mai slab între cei bine și cei rău, între cei păcat și ce nu e păcat. Între adevăr și minciună, liniile sunt tot mai subțiri. Dar, dragi creștini, frații mei, surorile mele, tine, dragi, vă chem în această seară să învățăm de la Daniel, de la băiatul ăsta de 17 ani, care a ajuns în Babilon, care ne, înviață, ne învață în seara asta, ne învață că dacă te consacri lui Dumnezeu, și ai grijă de identitatea, ești în pericol în fața compromisului. Asta este primul lucru. Al doilea lucru, aș vrea uh, să ajungem la el și să vorbim citind versetul 10, 11 și 12. Și vă rog, urmăriți cu mine ce spune Biblia. Căpetenia famenilor a zis lui Daniel. Aici vorbește așpenaz, capetenia famenilor dregător. Mă tem numai de Domnul meu, împăratul, zice el, care a hotărât, care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vă vadă fețele voastre mai triste, uh, cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră și să-mi puneți astfel capul în primejdie, spune el, înaintea împăratului. Atunci Daniel a zis îngrijitorului, care îi încredințase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, uh, Michael, Hanania, Mișael și Azaria. Ascultați versetul 12. Încearcă pe robii tăi 10 zile, și să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Și zice versetul 13 și apoi este uiți la fața noastră și a celorlalți tineri și așa mai departe. Am spus că consacrarea te pune la adăpost de pericolul compromisului. 2. Învăț de aici căci consacrarea întărește în noi convingerea că Dumnezeu rămâne în control. Dragii mei, când te consacri lui Dumnezeu, Asta întărește convingerea în tine că Dumnezeu rămâne în control. Știți de ce ne temem așa de mult? De ce ne îndoim așa de mult? De ce ne punem atâtea întrebări? Pentru că dacă nu ești gata să te dedici lui Dumnezeu, să te separi pentru Dumnezeu, adică să te consacri lui Dumnezeu, nu vei fi convins niciodată că Dumnezeu rămâne în control. Eu vă întreb în seara asta, credeți că Dumnezeu e în control la tot ce se întâmplă? Sună fain, nu? Dar crezi că Dumnezeu e în control și când îți pierzi locul de muncă și când îți vin facturile și zici, ce să fac? Că cei de la facturare nu te întreabă dacă tu ai job sau n-ai, dacă ai bani de facturi sau n-ai. Când trebuie să te duci la magazin, la caserie, nu te întreabă nimeni dacă ai bani. Tot să-și asumă că ești acolo pentru că ai cu ce să compensezi ce încoși. în coș. Adică niște bani. Convingerea că Dumnezeu îi în control, rămâne în control, vine când te consacri lui Dumnezeu. Ascultați. Daniel răspunde atât de, de, de frumos. Problema noastră este că în creștinismul pe care îl trăim prea des, noi nu sunt, noi avem convingeri decât foarte puține. Avem foarte multe păreri. Românii sunt o nație a părerilor. Dacă nu mă credeți, uitați-vă la televizor, e plin de talk show-uri. Toți au câte o părere, o opinie și sunt experți în tot felul de domenii. Am descoperit că există experți în domenii despre care nu știam că există. Suntem o nație de oameni cu păreri. Vreau să vă spun un lucru, dragilor. În casa Domnului, părerile mele nu prea contează, ci cu tot respectul, nici ale voastre așa de mult. Contează convingerile pe care le formăm pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Asta contează. Ce cred eu? Care-i părerea mea vis-a-vis -vis de nu știu ce lucru? Poate e interesant ca subiect de discuție când afară plouă și stai la o cafea. Poate e interesant ca subiect de meditație dacă ține neapărat să pătrunzi stainele Universului. Dar în această seară consacrarea e singura care îți întărește convingerea că Dumnezeu rămâne în control. Consacrarea te apropie de Dumnezeu și te depărtează de păcat. Consacrarea înseamnă să vrei să te apropii de Dumnezeu, dar în termenii Lui, nu în termenii tăi sau ai mei. Apropierea de Dumnezeu este uh, o decizie care produce schimbări în viața noastră. Uh, ce formează, ce se întâmplă când noi avem convingeri? Sau cum ni se întăresc convingerile? Cum întărește consacrarea convingerile? Vreau să vă spun câteva lucruri foarte rapid despre convingeri. Unu, convingerile se formează în cursul timpului, nu în momentul crizei. Convingerile tale profunde se formează în cursul timpului, nu când vine criza. Țineți minte, nu știu dacă ați fost atenți la citire, dar dacă ați fost, zice ultimul verset pe care l-am citit, versetul 21, așa a dus-o Daniel până în anul din tâi al împăratului Cir. Pentru cei care studiați Biblia și vă place, veți vedea că Daniel, când, când Cir a, a urcat pe tron, Daniel deja fusese la curtea Babilonului de peste 60 de ani. Din momentul în care a venit acolo, până când urcă cir împăratul pe tron, trecuseră 60 de ani. Îl regăsim pe Daniel în groapa cu lei. Știți de ce a ajuns în groapa cu lei? Pentru că avea convingeri. Se ruga de trei ori pe zi și când a venit decretul împăratului ca nimeni să nu se roage timp de o lună niciunui alt Dumnezeu decât împăratului, Daniel știți ce a făcut? Citiți acolo, a făcut ce făcea în toate celelalte zile. A mers în camera lui, a deschis ferestrele spre Ierusalim și de trei ori se ruga pe zi lui Dumnezeu. Dați-mi voi să vă spun un lucru mic, aparent, dar el n-a început atunci să se roage. Daniel de, de 70 și 80 și de ani se ruga lui Dumnezeu de trei ori pe zi. Pentru că atunci când Daniel ajunge în groapa cu lei, nu știu dacă v-ați uitat la cronologie și la timp, Daniel are peste 80 de ani trăise peste 60 de ani la curtea Babilonului. Și când este aruncat în groapă, nu l-au mâncat lei. Așa zice Biblia, știți de ce? Pentru că avea mai mult caracter decât carne pe el. Eu zis împăratului, împărate, mă arunce aici degeaba, că eu n-am făcut nimic rău. Eu mi-am format convingerile, nu când a venit criza, ci în cursul timpului. Și zice Biblia că l-a scos împăratul și eu, știți ce întrebare i-a pus împăratul dimineața după ce toată noaptea s-a frământat și nu a putut dormi și a zis am aruncat un om nevinovat acolo, oare o să-l găsesc? Dimineața se duce împăratul, zice că nu a închis un ochi, Daniel a dormit bine. Îmi place să zic, nu știu dacă e adevărat, că și-a găsit un leu cu coama mare și l-a folosit drept pernă și a dormit lejer. Nu cred că a umblat prin gura leului, da? De nu intrăm chiar așa în detalii. Dar cred că și-o găsit o blană stufoasă și-o dormit și dimineața vine împăratul care nu a putut să doarmă, s a frământat, zice Biblia, în patul lui. Și zice, Daniele, ce l-a întrebat? Daniele, ești bine? Cum să fii bine în groapa cu lei? Daniele, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujești necurmat, să te scape. Traducere, Daniele, a putut Dumnezeul tău, de care tu erai convins că te va ajuta, a putut să te ajute. Veșnic să trăiești împărate, se aude bătrânul Daniel din groapă. N-am nimic. Îi dimineață, e gata micul dejun. L-au scos afară. Nu erau urme de răni pe el. Împăratul a proclamat numele lui Dumnezeu. Vorbește ca un penticostal acolo. Citiți, e fascinantă relatarea biblică. Convingerile se formează, dragilor, în cursul timpului. Nu în momente de criză. Și mai ceva, convingerile te învață că lucrurile mici pot ascunde pericole mari. Și nu am timpul să intru în multe detalii, citiți uh, uh, pasajul aici. Uh, Așa să înțelegem că de multe ori, uh, convingerea că Dumnezeu rămâne în control, te ajută să înțelegi că uneori în lucruri mici, împăratul, repet, revin la mâncare, eu cerut doar să mănânce ce mănâncă el. Într-un lucru aparent mic se ascundea un pericol mare. Și știți care era pericolul? Pericolul era ca Daniel să nu rămână fidel Dumnezeului lui. Și Daniel a zis: Nu, dar pare apetisant. Cum îi să mănânci porc la proțap versus broccoli fiert? Probabil că. Așa cum știți și voi, dacă vi s-ar da la alegere meniu, ce alegi? Brocoli fiert, poate crud, apă rece. Acolo arăta mult mai apetisant. Uneori lucrurile mici se transformă în pericole mari, să ne învață convingerile. Deci, recapitulăm, convingerile, consacrarea noastră față de Dumnezeu este cea care ne pune la adăpost față de compromis. În al doilea rând, consacrarea noastră ne întărește convingerea că Dumnezeu rămâne în control. Și încă ceva, nu mai citesc, dar parcurgeți voi acasă, începând cu versetul 17, Dumnezeu a dat acestor patru tineri știință și pricepere. L-a făcut pe Daniel priceput în toate visele. Versetul 18, a venit la nepugarnețar după vremea hotărâtă și zice versetul 19, între împăratul sta de vorbă cu ei, au fost primiți în slujba împăratului, versetul 20 spune că între toți tinerii care au fost testați de împăratul nețar, Daniel și cu prietenii lui, era de 10 ori mai deștept decât toți ceilalți. Și a dus-o așa, zice Biblia, până în anul din tâi al împăratului Cir. A ocupat, știți că împărații s-au succedat pe tron, dar Daniel a rămas tot acolo. Al treilea lucru cu care închei în această seară. Deci am de fapt compromisul, consacrarea față de Dumnezeu te pune la de compromis. Spuneam că consacrarea îți dă certitudinea că Dumnezeu rămâne în control, convingerea. Și mai spun ceva, consacrarea mai face ceva în viața noastră. Produce credincioșie față de Dumnezeu și aduce răsplata lui Dumnezeu în viața noastră. Interesant este că deși putea să se opună la multe din ce i s-a întâmplat, Daniel nu s-a opus. Știți că dacă ești consacrat lui Dumnezeu, asta produce în tine credincioșie, iar credincioșia primește răsplata lui Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? Credeți că cineva acolo susține o contabilitate? Când eu sunt credincios lui Dumnezeu, chiar dacă nu știe păstorul, nu știe comitet, nu știe soțul, soția, credincioșia a, față de Dumnezeu. Când te consacre lui Dumnezeu, produce rezultate. Știți de ce? Pentru că credincioșia începe întotdeauna cu ce facem noi. Dar se termină întotdeauna cu ce face Dumnezeu. Observați, capitolul 1 începe cu ce a făcut Dumnezeu, adică cu ce a făcut Daniel, și se termină cu ce a făcut Dumnezeu pentru Daniel. Așa e credincioșia față de Dumnezeu. Dumnezeu onorează întotdeauna pe cei care îl onorează pe el. Asta vreau să nu uitați. Veți zice, lecția e simplă, frică din Domnului și Domnul te răsplătește instantaneu. Că așa sună relatarea biblică, e adevărat. Dar nu se întâmplă întotdeauna așa. Uneori trece timpul și răsplata vine mai târziu. Daniel a primit-o rapid. Pentru unii dintre noi, credincioșia și consacrarea față de Dumnezeu nu este răsplătită instantaneu de Dumnezeu. Dar vine vremea când Dumnezeu își aduce aminte de tine și de credincioșia ta. Știți că era în Noul Testament un bărbat, numele lui era Corneliu. Citiți despre el în Faptele Apostolilor, capitolul 10. Era capitan în armata romană, sutaș. Și la un moment dat, omul acesta care se ruga lui Dumnezeu întotdeauna, așa zice Biblia, nu am timp să citesc, dar citiți voi acasă, fapte 10, întotdeauna se ruga lui Dumnezeu, făcea milostenie poporului și era bine văzut de evrei. Ăsta era cotropitor roman, era uh, capitan în armata romană. Și zice la un moment dat Biblia că în timp ce se ruga într-o zi, Dumnezeu îi trimite o vedenie și un înger. Și știți ce spune? Cine știe ce îi zice îngerul? Corneliu. Rugăciunile și milostenia ta au ajuns la Dumnezeu. Și Dumnezeu ce-a făcut? Și-a adus aminte de tine. Și vorbește lui Petru și Petru vine și predică lui Corneliu. Citiți Biblia, e fantastic de frumos. Dumnezeu și-a dus aminte că acolo era un soldat roman care a fost credincios și consacrat. Atât cât a înțeles. Cât ea l-a trimis pe Petru. L-a trimis pe Petru să-i vestească Evanghelia, că el să se poată cu adevărat întoarce la Dumnezeu. Domnul ăsta dă dovadă de credincioșie. Dumnezeu răsplătește întotdeauna pe cei care îl onorează pe el. Și aș vrea să mai spun ceva, și cu asta închei, și ne rugăm, și chiar vreau să vă provoc la rugăciune în această seară: credincioșia față de Dumnezeu, nu doar e răsplătită de Dumnezeu, credincioșia față de Dumnezeu va produce influență în fața oamenilor. Știți că acești tineri au influențat tot Babilonul. Când avea să vină un alt împărat, și a zis: înălțăm un chip de aur și ne vom închina înaintea lui acești trei tineri cu Daniel. Au zis, împărate, stai un pic, socoteala noastră a rămas aceeași. Noi nu ne vom închina chipului pe care tu l-ai înălțat. Împăratul s-a mâniat, i-a aruncat în cuptorul încălzit de șapte ori. Dar ei erau liberi, umblau liberi. Pentru că credincioșia lui Dumnezeu va avea influență întotdeauna asupra oamenilor. Știți de ce? Uneori am, am impresia că generația noastră trebuie să învețe acest mare adevăr sau cel care știm, cei care îl știm, să ne amintim de el. Cred că, și vă rog să mă iertați că o spun așa, cred că nu vom avea impact în fața oamenilor cât timp suntem compromiși înaintea lui Dumnezeu. Mărturia noastră, credibilitatea noastră, creștinismul nostru sunt toate influențate masiv de cât de consacrat suntem noi față de Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm în această seară și știți care e să fie rugăciunea noastră. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea puterea să ne consacrăm Lui. Știm că dacă ne consacrăm Lui, prin aceasta Dumnezeu ne modelează caracterul. Să ne rugăm ca prin consacrare Dumnezeu să ne păzească de compromis. Să ne rugăm ca prin consacrare Dumnezeu să ne dea convingeri solide, ferme. Că El este în control. Eu nu sunt, dar El este. Prin consacrare, să fim convinși că Dumnezeu, într-o zi, ne va da răsplata Lui.